Bună, dragilor, iată că ne întâlnim din nou cu casa cu poveste continuă. Și data aceasta am alături de mine un entrevistat care vine în suportul pacientului, dr. Irene Davidescu, medic neurolog și coordonatorul programului național de scleroză multiplă în cadrul Spitalului Clinic Colentine. Doamna doctor este medic primar neurologie, medic specialist psihiatrie, doctor în științele vitale, atestat în managementul serviciilor medicale. Potrivit estimărilor, în România ar trebui să fie aproximativ 8.000 de persoane cu scleroză multiplă, cu 400 de cazuri noi pe an. Asociația Pacienților Patrocinat Lumea a făcut un studiu în rândul pacienților diagnosticați cu scleroză multiplă, îngrijitorilor și familiilor, despre impactul bolii și modul în care sunt afectați. Scopul a fost să identificăm nevoile neacoperite, fie că sunt medicale, sociale, economice sau emoționale, și provocările de care se lovesc persoane, îngrijitorii și familiile pacienților cu scleroză multiplă, a declarat Rezervia Răpădatul, președinte APA. Studiul a făcut parte din campania Conexion, care s-a derulat până în 1 septembrie anul trecut. Bine ați venit alături de noi și mulțumesc că ați acceptat invitația de a sta puțin de vorbă. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Îmi pare bine să fiu alături de asociația dumneavoastră, care are o activitate foarte intensă în problema pacienților cu boli autoimune și în speță și a celor cu scleroză multiplă. Da, așa cum am spus și în prezentare, sunteți coordonatorul programului național de scleroză multiplă în cadrul Spitalului Colentine. Da, este vorba de un program național de sănătate, în cadrul căruia este asigurată finanțarea medicației pentru pacienții diagnosticați cu scleroză multiplă, cu diferite molecule existente pentru tratamentul acestei boli, molecule aprobate și la noi în țară și decontate integral prin acest program, care se desfășoară în cadrul centrelor de scleroză multiplă de la nivelul municipiului București și alte câteva centre universitare mari, dar și mai mici, recent deschise. Sunt în total, cred că, 20 de centre la nivelul întregii țări, 18 pentru adulți și 2 pentru pacienții minori cu scleroză multiplă, care, din păcate, nu acoperă chiar toată întinderea teritorială a țării, adică există zone unde pacienții, într-adevăr, trebuie să se deplaseze distanțe considerabile pentru a se prezenta la centre. Există posibilitatea în momentul de față de a crea un astfel de centru cu niște criterii mai laxe decât în trecut la nivelul unităților sanitare, dar din păcate nu toate județele au accesat acest program și ca urmare nu există la nivelul fiecărui județ măcar un centru de scleroză multiplă. De exemplu, Bucureștiul acoperă o zonă, zona de sud și puțin spre în sus până la județul Buzău. Acum sunt niște centre, s-au deschis centre la Brașov, Sibiu, deci aveam pacienți și de acolo. S-a deschis un centru la Galați, pentru că veneau pacienți și din acea zonă. S-a deschis mai de mult centru la Constanța, erau foarte multe, deci și Craiova s-a deschis înaintea pandemiei. Deci, dar înainte de apariția acestor centre, Bucureștiul asigura practic toată zona de sud a țării, pe o întindere foarte mare și cu un număr mare de pacienți. Noi, în momentul de față, la centrul de la Colentina, avem în evidență 900 de pacienți și mereu vin pacienți noi. Sigur, acum diagnosticăm
pe toți pacienții care ni se adresează, dar în cazul în care unii dintre aceștia provin din județe unde există centre de SM, pentru terapie îi îndrumăm la colegii din centrele teritoriale. Da. Ar fi bine să existe măcar un centru județean, exact cum s-a reușit totuși crearea centrelor de pentru tromboliză, deci unitățile de accident vascular cerebral acut în toate județele, mă rog, sunt în speță în spitalele județene, dar aici nu este neapărat nevoie să fie într-un spital județean centrul de scleroză multiplă. V-am spus că criteriile de accesare a programului național sunt mai laxe în momentul de față și ar fi bine dacă ar exista la nivel teritorial mai multe centre, dar așteptăm, poate se vor mai încumeta colegi să creeze astfel de centre. Ideal. Da. Vorbim puțin despre scleroza multiplă și ce este. Știm că este o boală inflamatorie, dar și degenerativă, cronică, evolutivă, care afectează irreversibil celulele nervoase din creier și din mult vascular. Pacienții români care suferă de o formă mai rară de scleroză multiplă, primar progresivă, au acces la un medicament aprobat în Uniunea Europeană pentru această formă de boală, potrivit unui comunicat press. Cum spuneți-ne mai mult despre acest fapt? Deci, scleroza multiplă este o boală autoimună inflamatorie, dar are și mecanisme neurodegenerative care s-au dovedit a debuta chiar de la începutul bolii. Înainte se credea că aceste mecanisme apar undeva pe parcursul bolii, dar s-a arătat că ele există chiar de la început. Din păcate, este o boală cronică irreversibilă pentru că nu se cunoaște cauza care o determină și ca urmare nu avem un tratament curativ, însă toate moleculele pe care le avem la dispoziție fac posibilă întârzierea evoluției bolii. Iar în ultimii ani, moleculele cu eficacitate înaltă au dovedit într-adevăr au demonstrat rezultate foarte bune chiar și pe termen lung, sigur în condițiile în care aceste molecule cu eficacitate înaltă vin cu niște riscuri pe care trebuie să ni le asumăm, legate mai ales de posibilitatea infecțiilor sau a apariției, rarisim este adevărat, a unor neoplazii. Legat de forma primar progresivă de boală la care vă referiți, este într-adevăr mai rară, este o formă care nu avea un tratament până în urmă cu câțiva ani, când molecula în speță, respectiv ocrelizumabul, a primit aprobare pentru această formă de boală și în momentul de față la pacienții diagnosticați cu această formă, singurul tratament imunomodulator aprobat este ocrelizumab. Există în momentul de față terapie și pentru forma secundar progresivă de boală, siponimodul, care este o moleculă cu administrare orală și pe care o avem la dispoziție. Din fericire avem aproape toată paleta de molecule existente la nivel european, există și în România. Așteptăm o nouă moleculă să acceseze programul în toamnă și tot o moleculă orală, ozanimodul, pentru forma recurent remisivă de boală. Și cum?
Deci bune, pot să spun. Da, da, deci din punctul acesta de vedere, în ultimii ani, modalitatea de accesare a moleculelor noi în programul național s-a accelerat, astfel încât am putut avea acces la terapii relativ repede după aprobarea EMA. Această afecțiune poate să determine orice fel de simptom legat de sistemul nervos central, adică creier și măduvă, după cum ați specificat, și este o boală cu o simptomatologie foarte diversă. Practic, absolut orice simptomatologie care ne leagă de sistemul nervos central la un adult tânăr, mă refer la grupa de vârstă 20-40 de ani, care este grupa de vârstă cea mai frecventă pentru debut. Noi fiind aici într-o zonă de prevalență medie a sclerozei multiple, sigur că ne face să ne gândim la scleroza multiplă și să întreprindem toate investigațiile necesare diagnosticului diferențial pentru această patologie. Deci, în general, poate să debuteze frecvent cu tulburări de vedere, cu tulburări de sensibilitate, parestezia morțeli pe diverse zone ale corpului sau deficite motorii sau vertij mai câteva zile care nu lasă pacientul să se ridice și îi dă o stare de instabilitate. Nu sunt rare nici tulburările sfincteriene și tulburările de dinamică sexuală, pot să existe și ele la debutul bolii, dar din păcate sunt mai rar diagnosticate din cauza că pacienții nu le raportează, nici medicii nu insistă mult pe această zonă, poate din cauza unei false pudori care caracterizează teritoriul românesc. Și deci, iar 10% dintre pacienți pot să debuteze chiar și cu tulburări cognitive, tulburări de memorie, dificultăți de concentrare, deci sigur că în acel moment diagnosticul diferențial este și mai extins, pentru că există tulburări neurocognitive cu debut la adultul tânăr și atunci trebuie să excludem alte tipuri de afecțiuni. În situație cu sfârșitul tânăr, am fost primul spital declarat suport gravid de performanța aceea de încigerță în 2020, în data de 16-a, ceea ce a însemnat că în decursul săptămânii a fost necesară externarea sau transferarea tuturor pacienților internați la acea dată și ulterior organizarea cercetărilor necesare a comunității COVID în condiții cu care lumea nu se mai confrunta cu astfel de situație. Cât de complicat a fost sau nu trebuie să faci în spate aceste provocări? Într-adevăr, Spitalul Colentina a fost primul spital COVID din România, cred că și din lume, dacă stăm să analizăm. Din păcate s-a uitat acest aspect și deși spitalul chiar a fost vitregit și am lucrat un an și jumătate aproape numai exclusiv COVID, s-a uitat și s-a trecut destul de repede peste acest aspect. Noi n-am fost nici premiați, nici decorați, nici măcar amintiți în decursul timpului de comparație cu alții care au fost, remarcați în activitatea COVID. Spitalul Colentina, deși a fost primul și a suferit, cred că cel mai mult și a tratat cei mai mulți pacienți COVID, mă refer nu la spitalele de boli infecțioase, din afara
zonei de boli infecțioase, a fost lăsat undeva în uitare. Într-adevăr, a fost foarte dificil pentru că a trebuit în decurs de 3 zile să externăm pacienții pe care îi aveam internați la momentul respectiv. I-am externat, i-am transferat pe cei care nu puteau fi externați în alte unități sanitare cu ajutorul colegilor din celelalte secții de neurologie, iar în ceea ce privește pacienții din program, a trebuit să îi transferăm în celelalte centre de la nivelul Bucureștiului pentru ca ei să poată să își ia în continuare medicația, deoarece în spital nu se mai putea intra sub nicio formă. Cu ajutorul coordonatorilor de centre din celelalte spitale din București, unde se desfășoară programul național, mă refer la Spitalul Universitar, Spitalul Elias, Spitalul Funden, Spitalul Militar și Spitalul SRI de la Balotești, am împărțit frățește pacienții noștri și ne-au ajutat și i-au primit și practic cam jumătate de an pacienții au luat medicația din aceste centre. Ulterior, noi am putut la un moment dat să deschidem spitalizarea de zi și am reconfigurat un pic circuitele pentru spitalizarea de zi și atunci pacienții am luat progresiv înapoi și au revenit în spital având un circuit separat pentru medicație și pentru controle, în condițiile în care restul secțiilor erau exclusiv pentru spitalizarea continuă a pacienților cu diverse patologii și COVID. Sigur că a fost foarte dificil, am reușit să ne mișcăm repede, ca să zic așa, s-au făcut și circuitele și după aceea, până în iunie 2021, noi am funcționat pentru spitalizarea continuă exclusiv pentru pacienții COVID, cu o mică pauză undeva de 3 săptămâni în toamna anului 2020, când s-a crezut că a trecut valul și după care a venit iar valul și am continuat activitatea. Da, a fost o adevărată provocare. Am reușit să trecem cu bine peste această provocare. Personal m-aș fi așteptat ca această provocare să ne învețe anumite lucruri, pentru că din orice astfel de eveniment ar trebui să învățăm și să rămânem și cu ceea ce ne aduce bun, pentru că au fost și anumite lucruri pe care le-am învățat și pe care cred că ar fi trebuit să le menținem, cum ar fi, de exemplu, circuitele, care sunt bune și trebuie să existe nu numai pentru COVID, pentru orice tip de infecții intraspitalicești cu care ne confruntăm, inclusiv măsurile de protecție ale personalului medical. Deci ele, în fond, sunt niște măsuri de protecție pe care e bine să le folosim în continuare, pentru că nu numai că avem infecție cu SARS-CoV-2, dar putem să avem o grămadă de alte tipuri de infecții. Din păcate, toată lumea a vrut să uite cât mai repede și cât mai mult de timpul pandemiei. S-a dilatat timpul, ca să zic așa, și oricât am încercat să păstrăm anumite lucruri, este foarte, foarte dificil să o facem, deși sunt lucruri normale care ar trebui să le fi învățat și să ne rămână în activitatea de zi cu zi. Da.
cunoștință pentru cei care trebuie să nu uităm la urgenie de terapie antiinsulțială. Ce pentru robonare de terapie la urgenie de terapie la urgenie de terapie și de ce vreau să nu uităm la urgenie chiar în șpil sau terapie la timp. Pacienții acum au dreptul și urmează prin contractul cadru care va intra în vigoare la 1 iulie să se extindă aceste pachete de servicii, au dreptul la proceduri și kinetoterapie și proceduri de reabilitare cu în contract cu casa de asigurări, cu bilet de trimitere de la medicii specialiști de reabilitare din ambulator și de asemenea au aveau și până acum și au în continuare dreptul la psihoterapie, la consiliere psihologică, tot așa prin 2 ședințe pe lună acordate de psihologi care sunt în contract cu medici care au contract cu casa de asigurări. Așa numitele servicii conexe. Sigur că aici problema este accesibilității pentru că nu sunt foarte mulți doritori să presteze astfel de servicii, deși ele există și se pot face, pentru că sunt decontate, mă rog, la niște sume care sunt considerate a fi necorespunzătoare comparativ cu cât este o ședință de consiliere psihologică fără contract cu casa, deci cu plata integrală. Și nu sunt mulți psihologi dornici să facă acest lucru. Ei au dorit să intre în contract direct cu casa de asigurări pentru a-și optimiza activitatea, însă acest lucru nu a fost posibil, cel puțin momentan, pentru că nu sunt considerați o profesie medicală, strict medicală, și atunci casa de asigurări nu a dorit să încheie contracte directe cu ei. Deci ei trebuie să fie prin intermediul unor medici care au contract cu casa de asigurări. Acum se va extinde acest pachet pentru reabilitarea neuromotorie. Sigur că și aici va fi problema centrelor unde se pot desfășura aceste activități, adică tu obții biletul de trimitere cu indicație și trebuie să te duci la un centru care are kinetoterapeuți, asistenți balneofizioterapie care și medic de reabilitare medicală care să unde să poți să faci aceste ședințe gratuite decontate în cadrul biletului de trimitere pe care l-ai obținut. Sunt astfel de centre, sigur, dar nu știu câtă disponibilitate și cât de multe sunt ca să poată face față unui număr mai mare de pacienți. Noi, legat de problema reabilitării, sigur că este o problemă generală și o problemă numai pentru scleroza multiplă, pentru toate afecțiunile neurologice care sunt generatoare de dizabilitate. În cadrul secției neurologie 2 pe care o conduc la Spitalul Colentina, noi am înființat un compartiment de recuperare neurologică. Acest compartiment tocmai a fost gândit tocmai pentru acest lucru, de a prelua pacienții mai rapid și a putea continua această reabilitare, pentru că ea, cu cât este făcută mai precoce, sigur că rezultatele pot să fie mai bune. A fost aprobat și înființat și trebuia să se nască înaintea pandemiei, chiar atunci în martie 2020 ne pregăteam de acest să ne ocupăm, să reorganizăm spațiul pe care îl aveam la dispoziție pentru crearea acestui compartiment. El a rămas în conservare pe perioada pandemiei și am reușit să îl deschidem anul trecut în iulie. Și sigur, cu niște mici
potigneli, ca să spun așa, la început, legate de dotare, pentru că, mă rog, nu sunt niște dotări foarte costisitoare, dar sigur că au trebuit alocate fonduri și așteptate procedurile de achiziții care sunt destul de consumatoare de timp, dar am reușit cu aprobarea ASSMB să achiziționăm o parte din aparatura care ne este necesară. Avem în continuare, mă rog, solicitări să mai aducem alte aparate. Și spitalul a achiziționat o parte din fonduri proprii, deci acum există totuși o dotare, dar aproape 8 luni de zile pot să spun că s-a acționat numai cu ajutorul kinetoterapeutei și a asistentelor BFT angajate în compartiment, care practic pot să spun că au făcut cu mâinile goale, ca să zic așa, minuni cu pacienții noștri, bazându-ne în special pe procedurile de kinetoterapie. Acum, având la dispoziție și aparatură, sigur că se pot face și alte tipuri de proceduri. Dar, într-adevăr, kinetoterapia este de bază și sigur că ea este adaptată dizabilității fiecărui pacient în parte. Sunt anumite, trebuie să ținem cont și de comorbiditățile pacienților, mai ales la cei cu accidente vasculare. La cei cu scleroză multiplă nu este cazul atât de frecvent, dar facem reabilitare și pentru pacienții post-accident vascular cerebral, unde sigur că de obicei au și alte afecțiuni, în special vasculare, și atunci trebuie ținut cont și adaptat totul la toleranța de efort a fiecăruia. Dar noi suntem foarte bucuroși că am reușit să deschidem acest compartiment care practic face o continuitate a îngrijirilor medicale. Din păcate este o lipsă de paturi pentru această zonă de reabilitare neurologică mai ales, și ar fi benefic dacă toate secțiile de neurologie ar putea să aibă în structură un astfel de compartiment, tocmai pentru a putea prelua pacienții mai precoce pentru începerea recuperării. Am înțeles. Încerc să fac activități care îmi fac plăcere. Citesc. În ultimul timp am mers la spectacole de teatru și pe care nu le-am mai accesat în timpul pandemiei. Mă întâlnesc cu prietenii sau cu fiica mea și mai facem diverse activități împreună. Avem acum și două animăluțe, un arici pitic și o pisicuță, deci care au diverse activități și trebuie să mergem ba la veterinar pentru arici, are veterinar special, că nu toți veterinarii se ocupă de animale exotice, cu pisicuța la fel. Cam așa, să zic. Animalele oricum transmit așa o energie pozitivă. Da, transmit energie pozitivă, dar sunt și ariciu mai puțin, dar pisicuța e destul de
solicitantă, ca să spun așa. Dar, într-adevăr, dă o energie. Acum, mă rog, mai apare problema când pe perioada pandemiei n-a fost problema, că nu prea n-am plecat, dar acum când vrem să plecăm avem de organizat și pe alții în jurul nostru care poate să vină să se ocupe de animăluțe cât suntem, cât mai plecăm câteva zile, da. Mulțumesc pentru invitație și oricând doriți, îmi face plăcere să fiu alături de asociația dumneavoastră și de pacienții cu scleroză multiplă, care într-adevăr au nevoie de îngrijiri medicale complexe și din fericire putem și noi astăzi în România să spunem că poate nu la nivelul altora, dar încercăm să facem cât mai mult posibil să fie bine pentru acești pacienți, să-și păstreze o calitate a vieții cât mai mult, cât mai bună și cât mai mult posibil. Vă mulțumesc! Mulțumesc și la revedere! O seară bună!